Bună ziua, stimați locuitori a orașului și raionului Cantimir. Eu văd că, cum s-a scăpat cu vorba unui din diplomații străini al altei la un post de televiziune, iată, Republica Moldova trebuie să meargă spre UE, dar trebuie să fie clar că pământurile, așa ca în țările europene, să trebuiască, conform legii, vândute la străini. Ei, bună ziua! Eu propun că astăzi nimeni să nu mai tragă cu ochiul spre pământurile noastre, tot ce avem mai scump astăzi în Republica Moldova și ei și ne-au rămas. Și ei și nu au putut să fie furat și vândut nici de un partid în ultimii 33 de ani. Noi astăzi propunem ca să nu ne trezăm într-o zi cu o majoritate parlamentară va vota această modificare în lege. Eu consider că interdicția de a vinde terenurile cetățenilor și companiilor străine, acest punct trebuie să-l introducem în Constituția Republicii Moldova. Asta o să fie cea mai mare garanție pentru toți oamenii din țară și din sectorul agrar și pentru cetățeanul simplu, că pământul nu doar va fi interzis să fie vândut străinilor, dar și ca întrebări de genul ăsta se pot fi făcute modificări în Constituție doar prin referendum național. Ca omul să fie asigurat și pământul să rămâie lucru de care cei de peste hotare trebuie să vinde. Că e pământul nostru, e țara noastră și noi vom decide singuri ce să facem cu el. Așa o întrebare. Cu irigarea. Iată, de vreo 2-3 ani de zile lucrăm la zero. Adică cum ați fi noi susținuți în privința la cu agricultura cu asta? Noi avem 70% din apele subterane, care sunt aceleași apii de unde trag apă și vecinii de peste prut și ucrainenii. Și când astăzi ei scot apa, dar la noi sondele sunt interzise, asta este cel mai mare durdom care putea cineva să-l inventeze. Aceste sonde trebuie deblocate și de le pus acolo unde sunt. Că, spre exemplu, sunt localități unde prutul e foarte departe, ori Dunărea, ori Nistru, și mai scump te costă să tragi apa la 60 de kilometri. Și de asta în zonele astea trebuie să făcuți sonde, așa cum folosesc ucrainenii. Și românii așa se poate să le folosească noi. Stanțele astea de pompare, care vechi, de rămate Sovietii Soyuz, ele stau în repaus. Eu conservat lucrurile grijă că astea sunt rezervele naturale pentru nu știu care război atomic, BMS. Când așa așa cum folosesc românii și ucrainenii, noi nu suntem țară mare ca Kazahstanul, să duci că românii au alouă, râuri și subterane, dar Republica Moldova are alouă. Sunt tot aceleași. Noi avem 3 km de la prut și în cazul vostru, în general, asta nu trebuie să fie problemă. Vouă, spre exemplu, sondele astea nu vă trebuie, că la voi râul e aproape. Înțelegeți? Da, asta și problemă că este vorba de stațiile de pompare, da, care cândva au lucrat pe timpul Uniunii Sovietice și erau buni și de folos. Da. Acum nu sunt rentabile și toate practic sunt închise. Asta e întrebarea. Da. Necătând că le construiesc pe alții, dar și ele vechi nu le fost. Asta și-a fost întrebare. Este pe plan să le restabilim, pentru că asta, fără irigare, noi la sub, nu facem agricultură. Domeniul vostru o să fie desemnați oamenii tot de rândurile voastre, că voi să aveți acces, să aveți grupul vostru în Telegram, voi să discutați între voi. Că voi să participați în guvernare, că eu, pe urmă, nu și l-am acuzat, v-am adus un ciupa-ciup care i-ați mai văzut în agricultură, care v-am început. Da, mulțumim. Vă mulțumesc, Cantimir. Mulțumim mult, Cantimir.